Spice Kids. Nicol, sinceră să fiu, niciodată nu am înțeles de ce primim atât de multe teme la școală. Parcă nu-i de ajuns că stăm câte 5, 6, 7 ore. Când venim acasă, în loc să ne odihnim sau să ne jucăm și noi ceva frumos, trebuie să facem în continuare teme. Hai, lasă, nu te mai plângi atât. Asta este un simplu proiect și nouă ne plac proiectele. Așa ne putem întâlni mai mult, uite, vezi? Pot veni la tine, să lucrăm împreună, mai colaborăm. Da, ai dreptate, dar nu mai frumos era să jucăm și nouă un joc. Uite, stăteam un pic la tabletă, la televizor. Așa, toată ziua, proiecte! Mai bine te dai jos de pe scaun ca proiectul nostru să nu se sfârșească la spital. Da, ai dreptate. Lasă, mai avem doar puțin. Uite, eu am să tai foaia și tu caută un lipici să lipim. Da, și o să iasă atât de fain. Vom avea cel mai frumos proiect din toată clasa. Sigur vom primi nota 10. Brusc a început să-ți placă. Mai am un singur bilețel și termin jocul pentru surioara mea, Elis. Oare unde să-l ascun? Nu mai știu. L-am pus peste tot. Așa, bag sub pat. Gata! Elis! O să vii la mine în cameră? Dar ce urlă Betty în halul ăsta? N-ai auzit-o? A spus dacă te poți duce până la ea în cameră. Nu vin! Este... Nicol la mine! N-am știut că are musafiri. Intră! Elis? Bună, Nicol! N-am știut că ai musafiri, Elis. Bună, Betty! Da, a venit Betty până la mine. Avem o temă de făcut. Păi și mai durează mult? Ți-am pregătit o surpriză. Adică știi tu, jocul acela despre care îți tot spun. Ți l-am pregătit, e gata. Ne putem juca. Da, mi-ar prinde bine o pauză. Poate juca și Nicol? Din păcate nu. Jocul este pentru o singură persoană. Da, poate să asiste. Și eu voi asista, mă voi uita dacă te descurci. Da, doar voi privi și așa, sunt puțin obosită. Vreți să vedeți dacă mă descurc? La jocuri sunt expertă. Haide să începem. Cum este, spune? Păi, să vezi, este un joc cu bilețele. Și tu va trebui să te duci la mine în cameră și să cauți bilețelele. Dar eu îți voi da indicii și pe fiecare dintre aceste bilete este câte o întrebare sau ai ceva de făcut, o sarcină. Licurici, puteți juca și voi cu noi. Să vedem, vă știți să rezolvați? Așa, și după aia? Păi, asta este. Trebuie să găsești toate bilețelele și să rezolvi ce scrie pe ele. Și la final o să ai o surpriză. Ador surprizele. Să mergem la mine în cameră. Oricum, primul bilet îl vei primi de la mine. Ce fain, ce interesant joc, dar de unde știi? Păi l-am mai făcut în clasă cu colegele mele. Da, e chiar interesant, hai să vezi. Așa, suntem în camera mea. Aceasta e camera mea, sper că-ți place, Nicol. Da, wow, e chiar drăguță. Și să nu-mi spui că șoricelul acela este real. Ba chiar, este șoricelul meu. E foarte drăguț. Da, ai dreptate, are și un nume? Îl cheamă Mimi. Haideți să începem jocul. Da, ai dreptate. Uite, aici este primul indiciu pe scaunul acesta, pe bilet scris, citește-l. Ia să văd. Deci scrie așa: caută sub cel mai important caiet din această cameră. Și acum eu mă dau la o parte ca să ai loc. Dar totuși te urmărim să vedem dacă greșești. Bine. Să văd care este cel mai important caiet de la tine din cameră. Cred că este albumul cu fotografii pe care îl ții acolo sus. Am uitat să spun. Nu-ți voi șopti deloc, nu-ți dau indicii. Caută! Bine! Am să mă sui pe scaunul tău. Să vedem. Nu văd niciun bilet. Cel mai important caiet din această cameră. O fi caietul cu farse, cu prank-uri. Și știu și unde-l ții. Aici.
Nu văd niciun bilet, nu văd nimic. Deci nu e ăsta. Dar care-o fi? Ah, uite-l! E jurnalul! De ce nu m-o fi gândit mai repede? Da, uite biletul! Așa, și pe biletul acesta scrie Ghici, ghicitoarea mea. Și este o ghicitoare. Stați să o citesc. Zice așa: n-are mâini și totuși bate. Bate într-una zi și noapte. Stă oriunde îl vei pune și oricând timpul ți-l spune. Este... Pot să-ți spun eu că știu, pot să-ți spun? Îmi pare rău, Nicol, n-ai voie să o ajuți. Nu m-am chinuit degeaba, las-o pe ea. Nu vă agitați atâta pentru că știu. Este ceasul. Bine, și acum unde este următorul bilet? O nu scria. Păi gândește-te că nu e greu. Ai răspuns. Aaa, ceasul, ceasul tău din cameră, da. Știu unde e. Aha, și văd și biletul acolo. Să-mi ping un pic scaunelul, că nu ajung. Gata, am găsit biletul, era chiar lângă ceas. Așa, le-am adunat pe toate aici și biletul de lângă ceas spune așa: caută sub locul sub care toată oboseala dispare. Sub scaun, dacă te așezi pe scaun, nu mai ești obosit. Să văd unde e. Nu este. Poate e aici, că l-am împins. Nu e. Ce-o fi vrut să zică biletul, nu-mi dau seama. Haide, ajutați-mă. Hai că nu e așa greu. Puneți creierul la contribuție. Gata, știu, este sub pat. Acum doar dacă l-aș putea ridica. Ce greu e. De fapt nici nu cred că trebuie să-l ridic, că văd o bucățică din bilet. Încă puțin și l-am scos pe tot. Bun, și aici zice așa: nu mânca și nu gusta, doar lui Mini îl poți da. Dar unde a plecat Betty? Nu știu, dar nu te pot ajuta la întrebare. Cred că s-a dus până la baie. Doar eram curioasă unde e, dar știu răspunsul la întrebare. Este mâncarea lui Mini. Ce ți-am zis? Uite biletul. E chiar sub borcanelul cu mâncare. Am revenit, am fost până la baie. Eu tocmai citeam biletul pe care l-am găsit sub borcanul lui Mini. Și aici scrie așa: privește pe perete și spune numele personajelor pe care le vezi. Bun, dă-i drumul. Minnie Mouse. O știu, iar eu. Jasmine. O știu, este albă ca zăpada. Și ultima este Daisy. Bravo, Elise, ai răspuns corect la toate. Nu mai este niciun bilețel. Acum vei găsi surpriza la tine în cameră. De fapt, nu am fost la baie. Am fost repede la tine în cameră să-ți pun surpriza. Hai, să vezi. Ta-da! Surpriza-i pe patul tău. Un nou Kinder. Știi cât de mult iubesc aceste ușoare? Păi atunci desfă-l, să vedem ce-ți pică. Bună, licurici! O voi ajuta eu pe Elise să-și desfacă ușorul Kinder Surprise pe care l-a câștigat. Și în timp ce eu desfac, vreau să vă spun că de acum încolo vom mai face astfel de videouri cu jocuri și le vom numi Jocuri 1, Jocuri 2, Jocuri 3 și așa mai departe. Și vor fi o grămadă de jocuri la care puteți participa și voi. Și la jocul de astăzi puteți participa și ne puteți spune la câte dintre întrebările puse lui Elis ați știut să răspundeți. Și acum să vedem surpriza câștigată de aceasta. Și ce avem aici? Ce avem aici? Să vedem. Cred că este o motocicletă mai specială. Și de ce am spus mai specială? Este pentru că are aripi, priviți! Wow! Nu pot să cred! Exact despre asta era și proiectul nostru! Asta vroiam să facem, niște aripi!
Cred că le vom folosi pe acestea de la motocicleta primită la cadou. Da, așa e. Acum chiar nimeni nu va mai avea ca noi. Ei, Nali, curici, ați crezut că se termină videoul și nu aduc surpriza? Ha, priviți! Aici este surpriza pentru cele 50 de surprize pe care le vom deschide. Nu vă arăt ce este, doar veți ști că este o jucărie din My Little Pony. Licurici, dacă apăsați pe acest video, veți putea găsi un video minunat în care noi am făcut niște cutiuțe. Este tot un canal de-al nostru. Vizionare plăcută!